care îl vedem acum în imagini, brazilianul de 28 de ani, 103 kg, la înălțime de 186 de cm, și are disputate 20 de meciuri, 17 victorii și 14 knockout-uri. Sau oponentul său din această seară, Zabit Samedov. Pe Miranda nu l-am văzut luptând niciodată. Samedov este un luptător interesant, un luptător care poate fi periculos pentru orice adversar, un tip tehnic, elastic, mobil. L-am văzut în câteva gale, luptând frumos, elegant. A fost chiar la un pas de a câștiga turneul K1 Las Vegas de anul trecut. De altfel s-a speculat că, fiind protejatul lui Yushko de la Chinook Gym, această gală urma să-i fie atribuită în moduri nu tocmai curate. Doug Vin, în schimb, a intrat în turneu din meciul rezervă și a produs marea surpriză, învingându-l în finală pe Zamedov. Și semifinalist la Amsterdam în 2007, Zamedov a fost învins de Paul Slowinski. Și prins cu Stanozorul, dopat la turneul Las Vegas, de care aminteam anul trecut. De altfel, Statele Unite ale Americii și Elveția sunt singurele țări care fac un test antidoping pentru turneul K1. ...23 de ani are Samedov, 91 de kilograme, 1,83 m. Între cei mai iubiți noi luptători din circuitul K1, Samedov a avut o declarație extrem de interesantă la conferința de presă premergătoare acestui show. A spus despre adversarul său: da, este puternic, însă eu sunt și mai puternic, sunt și mai rapid, cu mai mult arăt și mult mai bine. O să fac totul ca să câștig mâine, vreau să ajung în finala de la Amsterdam, pentru că țelul meu în acest an este să ajung între ultimii 8 în K1 și să-l ucid. Acestea au fost cuvintele lui pe campionul K1, Semishil. Cred că totuși ar trebui să-și mai vadă un pic lungul nasului. Vrea să-și facă o imagine cât mai bună de Samedov, aruncă cu declarații în stânga și în dreapta. Să vedem dacă pot fi susținute de fapte în această seară. Să vedem care o să arate mai bine la sfârșitul meciului. Apropo de poșenia declarată a lui Samedov, Miranda, că tot am amintit de acest lucru, a luptat în Brazilia, în gale de Vale Tudo, varianta braziliană a luptelor de MMA. Venind de la școala braziliană, asta sună ca o recomandare, ca o carte de vizită deosebită. Brazilienii au dat și continuă să dea luptători de marcă. Da, atât în K1 cât și în circuitele de MMA. Paul Slowinski, în cadrul de mai devreme, l-am văzut din profil. El știe că va lupta sigur la Amsterdam. Și acum își vede potențialii adversari. Foarte calm, foarte liniștit pare a fi brazilianul Miranda. Priviri obraznice aruncate de Samedov. Miranda spunea la aceeași conferință de presă dinaintea galei că luptă asemănător cu Musashi, a fost unul dintre idolii săi în tinerețe și că vrea să facă o luptă foarte agresivă în seara asta. Oh,
Nu se menajează deloc, cei doi au început să arunce artileria grea, îl vedem pe Zamedov combinând super, braț cu picior. Puh, cât de exploziv este Zamedov. Vedem, are niște glezniere cu o protecție îngroșată, probabil că are ceva probleme la încheietură. Lovește sus Zamedov, aparat bine Miranda. Miranda care îl caută pe Zamedov, încearcă să se apropie de el, probabil că îi convine mai mult lupta din apropiere. Nu este o diferență de aliură în favoarea unuia sau altuia. Fizic sunt asemănători. Vitor Miranda era cât pe ce să fie oponentul lui Raul Cătinaș în local combat, dar meciul nu s-a mai parafat. Sunt doi luptători asemănători, doi luptători de mișcare. Vedem și în aceste momente a trimis bine low kick-ul acolo Miranda. Aminteam de Chinook Gym, de echipa lui Zamedov, să mai spunem că Alexei Ignașov, ex-coleg cu acesta la sală, a semnat un contract cu K1 World Series. Toată lumea s-a aștepta ca odată cu revenirea sa să reintre în circuitul K1. A semnat însă cu un circuit gestionat de Dixon McGyver, care este un ex-promotor al K1 Oceania și care se află acum în conflict cu K1. Mă așteptam să fie mai spectaculoasă, totuși mai disputată această repriză. Probabil că de multe ori acesta este, poate fi un dezavantaj atunci când potrivești doi luptători prea bine care au stiluri asemănătoare. E greu să-și găsească punctele slabe sau e greu să-și folosească punctele forte. Ceea ce se întâmplă în această primă repriză între Zamedov și Miranda. Ernesto Host, post de comentator, deja este un comentator experimentat, face treaba asta de ceva vreme. Am văzut pe gongul de final de repriză pe Zamedov, deja cu brațul pe sus, anunțându-se, autopropunându-se drept anticipat câștigător al luptei. Știi ce, probabil, cum spuneam, că cei din K1 preferă luptătorii cu o imagine foarte bună, luptătorii populari, ceea ce nu este cazul lui Sammy Shield. L-am văzut în tribune pe Remy Boniaschi și, așa cum spuneai și tu, este unul dintre luptătorii preferați de K1 tocmai din acest motiv. Seconds out, second round.